Kurt Kettleby. Deci, marș persan. La această piesă am o rugăminte. Acum 30 de ani, când mi-am dat eu licența la Köln, la Universitatea de Muzică, am dirijat această piesă. Aș avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. Piesa care ați auzit de înainte a fost Ennio Morricone, este unul din cei mai cunoscuți compozitori de muzică de film, mai trăiește și astăzi. Domnul rector, șeful meu, îl știe foarte bine și sper că următoarea piesă care v-a propus-o el o să fie Marșul Absolvenților în 2011. Poate că chiar domnul rector al nostru o să facă compoziția aceasta dacă faceți un text bun. Deci la această piesă care o să fie, acest Kettleby a trăit la începutul secolului 20, englez, și am nevoie de ajutorul dumneavoastră. La un moment dat, orchestra nu mai cântă și am nevoie să mă ajutați. Textul este foarte simplu. Bacșeș, bacșeș, aha, la. Bacșeș, bacșeș, ala. Nu vorbesc de bacșiș care s-a dat undeva sau nu știu ce. Tot este numai vorba de un marș persan. Nu, nu, aici suntem în Persia, da? Nu suntem în România, ok? Deci, când mă întorc la dumneavoastră, mă ajutați cu asta, ok? Deci, o să vedeți niște cămile care se apropie de oaza aceasta. Puteți să dansați și cămilele, da? Dacă doriți. Fără aluzii, bineînțeles. Ha ha.
această minunată zi, devenită acum minunată seară, se apropie de final. Marele final va fi cu o piesă specială, se numește Cornfield Rock, dar înainte de aceasta am să rog pe domnul profesor să ne zică câteva cuvinte despre atmosferă, despre momentul când a absolvit dumnealui. Sper că... Când am absolvit eu în Köln, știți unde este Köln? Da, bineînțeles, lângă Rin. După, aici, dacă mergeți puțin în față, vedeți tot o apă. Dar cred, ar trebui puțin mai mare. Am auzit că vor să facă navigabilă. Ajunge de aici, în Siret, după aceea în Dunăre și ajungem la Rin, da? Când am absolvit eu, acum 30 de ani, atmosfera la noi, la Köln, era nu atât de frumoasă cât este aici. Știți, acolo plouă mult și există multă bere. Sper că studenții aceștia primesc în seara aceasta pentru ceea ce au rezolvat. Domnul rector! Stimate dragă Viorel! Acești băieți au cântat aici și s-au înfierbătat. Ce spui? Găsim undeva o bere pentru ei. Un microfon la domnul rector? Ok. Deci, dacă ne căutați, noi suntem la berăria aceea care este la cup, da? Dacă vreți, mai cântăm mai departe. Dar să vă spun încă un lucru. Dumneavoastră, eu sunt de-abia de jumătate de an trăiesc aici, în Iași. Când a venit Kennedy în Berlin și Berlinul a fost înconjurat de Uniunea Sovietică și n-a putut să intre absolut nimic, au dus toate alimentele și absolut tot, știți blocada aceea de-a Berlinului. Când a venit la Berlin,